propaganda LGBTQ mai importantă decât libertatea religioasă. Fotbalist din Anglia, atenționat pentru mesajul Îl iubesc pe Isus de pe o banderolă curcubeu. Mark Gehi și clubul său Crystal Palace au primit o atenționare din partea Federației Engleze de Fotbal după ce fundașul Angliei a purtat o banderolă de capitan curcubeu, dar pe care scria I love Jesus, îl iubesc pe Isus, Internaționalul de 24 de ani, care a vorbit din trecut despre devotamentul său religios, a purtat o banderolă adaptată în meciul cu Newcastle United de sâmbătă din Premier League. Federația engleză le-a amintit lui Gielhee și clubului Crystal Palace că mesajele religioase sunt interzise în conformitate cu regulamentul federației. Federația a refuzat să comenteze dacă vreo repetare a gestului ar putea conduce la sancționare al GEHI. Banderolele sunt purtate ca parte a campaniei din Premier League, intitulată și Returile Curcubeu, care se desfășoară în perioada 29 noiembrie 5 decembrie, pentru a arăta sprijinul pentru persoanele din comunitatea LGBTQ din întreaga lume a fotbalului și nu numai. Relatează știri pe surse.ro